Mergem să vedem cascada al locului Show. Saul în sfârșit. Da, mergem către ea. Cine le biletul? Și o oră, o oră și ceva dus întors. Suntem un pic pe fugă, așa că vom încerca să scoatem sub timpul ăsta, 12.38. Deci undeva, dacă se poate să ajungem pe la 1 acolo, ar fi ok. Scorpionul Carpatin. Hai să-l luăm. Cascada Lotrișor este puțin mai aparte. Ea este făcută artificial. Ea face parte din Parcul Natural Cozia și are o altitudine între 485 și 515 metri, o cădere a apei de aproximativ 30 de metri. Mă grăbesc pentru că e aproape 1 și la pe la 4, 4 și ceva ar trebui să fim în Cluj. Și suntem pe Valea Oltului. Am văzut un indicator către cascada Lotrișor, am zis că să mergem. Pasă că am făcut alegerea cea mai bună. Da, o pauză de condus nu strică. Așa se grăbește la ore. Te grăbești tu. Ce mă grăbesc? Mi se pare că m-am dus cu 60 la oră. 60 la oră? Da. Poți să încetinești până la vreo 20 la oră, e ok. Uite cum trec mușchile, să le-am dus la noi. Mă rog, o operare. Noi nu le vedem. Auzi? Sunt... mușchile alea pe care le vedea Luna în Harry Potter. Ah, an interesting necklace. It's a charm, actually. Keeps away the nargles. Nargles, acum nu știu ceva chestiile alea invizibile care erau responsabile cu gândurile încetoșate. Vezi că suntem la jumătate? Da. Ah, bun. Cascada Lotrișor a fost făcută artificial în anii 70. Când a fost refăcut drumul forestier și pârâul a fost deviat printr-un tunel în stâncă. Ceea ce o face anume specială este faptul că e singura cascadă din România care trece printr-un tunel lung de 20 de metri înainte de cădere. Am găsit-o! Ca să ajungi la cascadă, din Râmnicu Vâlcea, mergi spre Sibiu, cam 17 km, iar din Căciulata mai e cam 5 km până la intrare spre cascadă. Că am găsit și cascada. Și este ceasul 1 și 7 minute. Ne încadrăm în timp, cred. Sper.
pauză câteva momente să ne bucurăm de ea și apoi ne întoarcem. Nu mai putem zăbovi, deja am stat destul. Așa că ne pornim înapoi. O ultimă privire. Asta lui Ego, da. Ne mai vedem cu altă ocazie. Cred. Cine știe? Haideți și vă și dați-mi 5 lei pe un bilet. Pentru că, până la urmă, banii ăștia ar trebui să ajungă tot în parcul natural, Cozia. Și să-l facă mai simpatic. Mai drăguț. Stai pe ce mai greșesc de el. Domnul ăsta mi-a povestit cum a mers să adune gunoaiele după cu naționalii noștri. Pentru că așa se face să aruncă pe jos. Și m-a trebuit să strângă. Un 5 lei pe bilet, nu cred că e mare lucru. Dar să nu vă grăbiți. Hey. Da. Să nu vă mâne nimeni. Cum mai zicea bunica lui Bravo? Când vedea pe ăsta alergând prin sat că face jogging. Aba, te că s-au numele așa aici. Cine zi e fugărăște? Da, dar pe noi chiar ne fugărăște ceva, așa că hai să mergem. Dar numai pe mine mă fugărăște. Până vine lor, ne putem relaxa un pic aici la masă. Hei! Uite ce drăguț e aici. Facem un picnic. Ai adus pentru picnic? Ne-a uitat la masă. Deci undeva cam 35 de minute am făcut până sus. În pas grăbit, mers lejer 40-45 de minute, cam așa, mă gândesc. Și la întoarcere, probabil mai puțin. Mă aștept să facem undeva la 20 de minute, probabil. Mă așteaptă? E 1:20 acum, deci la 1:38, cam așa, ar trebui să ajungem. Uite, păi la constituția ta și la antrenamentul tău, nu știu ce te miri. Pe ăsta nu urcăm? Data viitor. Da. Gata drumeția, gata traseul. 13:41, aproximativ pe acolo. Deci undeva o oră și 6 minute. 3. O oră și câteva minute. Bun. Trebuie să ne grăbim, să luăm mașina și să ne vedem de drumul nostru. Hai ce drăguț e și aici. Bun, cam asta ar fi tot. Sper că v-a plăcut și clipul astăzi. Până la viitoare să aveți o zi faină și... Haideți pe munte! Haideți!
de vizitați Parcul Natural Cozia. Pa, pa!